gazdelor noastre, Spitalul Marie Curie, și de asemenea colegilor noștri din Vodafone care ne urmăresc, pentru că această conferință de presă este transmisă în direct și în Vodafone. Îi salutăm pe toți. Suntem foarte fericiți astăzi. Este cu adevărat un moment emoționant pentru noi, ca după puțin mai mult de un an să putem să inaugurăm noua secție de terapie intensivă a Spitalului de Copii Marie Curie. Știm cu toții cât de mult înseamnă acest lucru, nu numai pentru acest spital, nu numai pentru capitală, ci pentru întreaga Românie. O să vedem puțin mai târziu cât de bine arată și cât de civilizate sunt condițiile și câtă tehnologie este în spate și ne bucurăm că părinții și copiii din întreaga țară nu ar fi ceva de dorit, dar la nevoie vor putea fi aici îngrijiți în condiții cu mult mai bune decât până acum. Înainte de a intra în eveniment, aș vrea să vă spun pe scurt că după această parte de conferință de presă vom face un tur în noua secție, deci îi veți vedea pe micuți cu ochii voștri. Ei au fost deja mutați la sfârșitul săptămânii trecute. Și dați-mi voie foarte pe scurt să prezint invitații noștri și vorbitorii. O să începem firește cu domnul doctor Cătălin Cârstovean, care este inima și sufletul acestui proiect. Dânsul este șeful secției de terapie intensivă, cel care a avut ideea și ambiția și determinarea să ducă lucrurile la bun sfârșit. De asemenea, din partea Vodafone, Iñaki Beroeta, CEO-ul nostru, și îi mulțumim că este astăzi cu noi, de asemenea un mare, mare suporter al proiectelor care vin în sprijinul comunității, și doi membri proeminenți al boardului Fundației Vodafone, doamna Irina Nistor, care este președintele onorific al Fundației, și domnul Martin Harris, ambasadorul UK la București. Ambii, prin prezența lor, au susținut de-a lungul timpului acest proiect. Noi vă vorbim de mai bine de un an și iată că în sfârșit putem să vă și arătăm despre ce este vorba. De asemenea, din partea Fundației Vodafone și a Vodafone, Florina Tănase, colega mea din partea aceea, ea este director Legal and External Affairs și ca și noi a pus umărul la acest proiect și l-a susținut din toate punctele de vedere, și colega mea, Angela Galeța, directorul Fundației Vodafone. De asemenea, din partea spitalului, domnul manager Dan Buzatu, și îi mulțumim foarte mult pentru sprijin. Acest sprijin s-a văzut foarte tare pe finalul proiectului. Și cam aceasta ar fi. Acum o să încep prin a-l invita pe eroul zilei, domnul doctor Cătălin Cârstoveanu, să ne spună ce simte în aceste momente. Domnul doctor.